Îi mulțumim Tatălui că suntem încă o dată împreună. Este o binecuvântare că putem să ne adunăm. Este un har pe care uneori nu-l putem aprecia destul. Întâlnirea noastră am dorit să fie spre lauda Creatorului, și spre încurajarea noastră, a fiecăruia de a trăi o viață așa cum îi place Tatălui nostru ceresc. Aș vrea să citesc din Matei, capitolul 5, câteva cuvinte ale Domnului nostru. Vesetul 13, Matei, capitolul 5, versetul 13. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădat afară și călcat în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe un munte. Nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n prin lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa, să lumineze lumina și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Titlul lecției noastre este Voi sunteți lumina lumii. Matei 5 cu 16. Pe parcursul acestei lecții vom, ur vom urmări trei teme importante. De ce e necesar ca noi să fim o lumină? Apoi, care este scopul lăsării luminii să strălucească? Și în al treilea rând, care va fi rezultatul lăsării luminii noastre să strălucească? Din cuvintele Domnului de mai sus, ușor putem vedea că Domnul face o separare între clasa credincioasă și omenire în general voi zice sunteți lumina lumii adresându-li se apostolilor și urmașilor săi astfel înțelegem că Dumnezeu este tatăl nostru că Dumnezeu este lumina noastră și că nu este tatăl întregii lumi și încă nu este lumina întregii lumi. Voi sunteți lumina lumii. Deci, dacă Domnul, prin cuvintele de mai sus, se adresează apostolilor și urmașilor lor, tot la fel credem că se referă la toți cei care au urmat lui Isus și care au fost luminați cu lumina Spiritului Sfânt. Am putea spune că o persoană care s-a hotărât să nu mai mințească, să nu mai înșele, să nu mai hulească, ar putea fi luminată acea persoană de lumina Spiritului Sfânt? Repet întrebarea. Am putea spune că o persoană care s-a hotărât să nu mai facă nedreptăți, să nu hulească, să lape de păcatul, ar putea el să fie luminat de Lumina Spiritului Sfânt? E o întrebare. Desigur, nu putem decât să apreciem hotărârea de a părăsi păcatul, de a trăi o viață dreaptă, care este datoria oricărui om. Dar, întoarcerea de la păcat nu l-ar face pe un atare un fiu al lui Dumnezeu. În acest punct, Credem că mulți oameni fac o mare greșeală. Gândind că părăsirea păcatului îi fac imediat copiii lui Dumnezeu sau fi ai luminii. Biblia arată un singur mod prin care cineva poate veni în relație cu tatăl ca fi. Și acest mod este prin credință în Domnul Isus, care este cumpărătorul nostru, care este temelia realizării planului divin, care credință ne va conduce la o deplină consacrare de a face voia Tatălui, adică un botez sau o cufundare în voința sa, aceasta fiind un pas intrând pe poarta strâmtă sau pe calea îngustă. Astfel, nimeni n-ar putea spune că este din familia divină dacă n-a intrat pe această poartă strâmtă sau cale îngustă. Spuneam mai devreme că în acest punct mulți oameni fac o mare greșeală. Lepădând păcatul, se socotesc ca fi îndreptățiți a fi fiul lui Dumnezeu. Astăzi, fiul lui Dumnezeu sunt aceia care fac acest pas al angajării la sacrificiu. Cei care intră pe această cale sunt luminați de Spiritul Sfânt ca să înțeleagă armonia cuvântului lui Dumnezeu și îndemnul de a îmbrăca tot mai mult armele luminii. Apostolul Pavel zice, noi nu suntem mai nopții, nici ai întunericului, de să ne dezbrăcăm de hainele întunericului și să ne îmbrăcăm cu, ha cu armele luminii. Viața de creștin nu este numai o viață de dezbrăcare, de înlăturarea păcatului, a răutății, a urii din caracterul nostru, ci este o viață de clădire a unui caracter plăcut Tatălui, bazat pe roadele Spiritului Sfânt. Apostolul Pavel, în 1 Tesalonicen, capitolul 5, versetul 19, scrie Nu stingeți Spiritul. Aceasta este o prevenire din partea Apostolului ca lumina primită să o lăsăm să strălucească în fața trecătorilor și să nu ne rușinăm de Hristos, ținând adevărul sub baniță sau să zicem, cum a zis la un moment dat unul dintre urmașii săi, nu-L cunosc pe omul acesta. Desigur că toți cei ce se rușinează de Domnul și Domnul se va rușina de ei, aceștia nu pot, nu pot fi parte din Biserică sau din Corpul lui Hristos. Aceștia nu pot moșteni împreună cu Domnul Nemurirea. Aceștia nu vor participa la marea lucrare de ridicare și judecare a omenirii. Datoria noastră, deci, este să lăsăm lumina noastră să strălucească. Să lumineze celor din jur, să o putem pune în sfeșnic, ca să poată fi văzută de toți din casă. Cine poate vedea lumina noastră? O poate vedea familia naturală. O poate vedea familia spirituală. O poate vedea societatea în care ne desfășurăm activitatea. Astfel, prin lumina lăsată, trebuie să reflectăm planul și caracterul Tatălui nostru. Și că putem bine deosebi păcatul de neprihănire și dreptatea de nedreptate. Părăsim păcatul să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Un exemplu minunat pe care aș vrea să îl aduc în fața noastră este din fapte capitolul 14 cu atitudinea Apostolului Pavel și Barnaba când au vindecat un olog. Voi citi doar câteva versete. Deci, fapte 14, începând cu versetul 14 până la 18. După ce au făcut această minune, au vindecat un olog. Oamenii din Listra li s-a părut că s-au coborât zei pe pământ și au început să, le aducă jerfe. Pe Pavel îl numeau într-un fel, Jupiter, iar pe, pe, pe Barnaba îl numea Jupiter, pe Pavel, Mercur. Apostolii Pavel și Barnaba, când au auzit lucrul acesta, și-au rupt hainele. Au sărit în mijlocul norodului și au strigat, oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșerte, la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele. El în viacurile trecute a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor, măcar că drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie întrucât va făcut bine, va trimis ploi din cer și timpul roditoare, va dat hrană din belșug și va umplut inimile de bucurie. Abia au putut să împiedice cu vorbele acestea pe noroadele pe oroade să le aducă jerfă. Ce lecție învățăm de aici? Ar am putea spune că în această atitudine Pavel și Barnaba au fost lumini în fața celor din listra. Cum au lăsat ei lumina lor să strălucească? câți dintre noi, dintre creștini, ar fi fost bucuroși ca cineva să le aducă laude, ca cineva să-i onoreze, ca cineva să le aducă chiar și jerfe, numindu-i într-un fel sau altul. Zeii s-au coborât pe pământ. Pavel și Barnaba n au fost mulțumiți cu această stare n-au vrut să primească onoare laudă de la oameni, pentru că ei aveau o altă lucrare. Lucrarea lor era de a vesti Evanghelia lui Hristos. Și așa cum versetul 15 spune, să vă întoarceți de la aceste lucruri de șarte la Dumnezeul cel viu. Cât de adesea suntem noi în împrejurări în care am putea să întoarcem pe cei rătăciți la Dumnezeul cel viu. Dacă o facem, ferice de noi. Dacă nu o facem, înseamnă că nu ne asemănăm cu Pavel. Înseamnă că nu facem ce a zis Domnul, nu lăsați lumina voastră să se stingă. Ce zice Pavel? Sau ce zice Domnul, nu puneți lumina voastră sub baniță. Sigur că Pavel și Barnaba au lăsat o lumină în mijlocul celor din listra. Biblia susține un principiu înțelept prin care oricine ține lumina, trebuie să mărturisească despre lumina pe care o ține. Încă o dată. Oricine ține lumina, trebuie să mărturisească despre lumina ce o ține. Ce înțelegem noi de aici? Dacă avem adevăr, acesta trebuie spus și altora. Dacă avem lumina, trebuie să o punem în sfeșnic să lumineze pe cei din jur. Spuneam mai devreme, cei din jur sunt familiile noastre, familia credinței, societatea în care ne desfășurăm activitatea. Domnul nostru Aduce o mustrare unora care mărturisesc cu gura, dar o neagă cu viețile lor, cărora le zice, Vai de voi! A lăsa lumina să strălucească înseamnă a aduce onoare și laudă Creatorului nostru. Poate că Aici încă avem de lucrat cu noi. Ce vrem noi să facem când lăsăm lumina să strălucească, când punem o mărturie despre adevărul pe care îl avem? Să strălucim noi în fața altora că suntem mai demni? Sau să strălucească? caracterul Tatălui. Să fie lăudat, să fie onorat acel ce ne-a iubit atât de mult. Despre toți din poporul Domnului trebuie să se poată spune acesta trăiește ce predică și este o binecuvântare că îl avem ca frate sau ca vecin. Chiar dacă Uneori nu ne preferă întotdeauna ca tovarăși. Pentru că oriunde merge unul din poporul Domnului prin lumina lor, ei lasă o măsură de mustrare în jur. Să nu uităm îndemnul să faceți toate spre slava lui Dumnezeu. Astfel, orice am face, fie servicii mărunte, fie daruri materiale, fie vizita bolnavilor și așa mai departe. Toate să le facem spre lauda Tatălui și nu pentru a câștiga aprobarea cuiva. Una dintre ispitile care au venit asupra Domnului din partea celui rău era. Aruncă-te despre strașinea Templului, că oamenii văzând că nu-ți va întâmpla nimica, vor crede că tu ești Hristosul Fiul lui Dumnezeu. Accepta domnul această propunere? Scris este: Să nu ispitim pe Domnul Dumnezeul nostru. În Ioan, capitolul 9. Putem citi o minune făcută de Domnul nostru, Ioan, capitolul 9, Vindecarea unui or. Versetul 1 până la 12, Ioan, capitolul 9. Când trecea Iisus, a văzut pe un or din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat: Învățătorule, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Isus a răspuns: N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. După ce a zis aceste vorbe, a suipat pe pământ și a făcut tină din scuipat, apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta și i-a zis, du-te de te spală în scăldătoarea siloamului. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Vecinii și cei ce-l cunoscuse mai înainte ca cerșetori ziceau, nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau, el este, alții ziceau, nu, dar seamănă cu el. Și el însuși zicea, eu sunt. Deci i-au zis, cum ți s-au deschis ochii? El a răspuns, omul acela, căruia îi se zice Iisus, a făcut tine. Mi-au îns ochii și mi-a zis, du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea. Unde este omul acela? L-au întrebat ei. El a răspuns, nu știu. Ce putem observa din această lecție? Domnul nostru a făcut o vindecare. Această vindecare, cuvintele sale spun, este făcută spre a duce laudă Creatorului. Iată, Domnul ne lasă o lecție. În Matei, capitolul 11. Și învățați de la mine care sunt blând și smerit cu inima. O altă descriere în Ioan capitolul 14, versetul 12, citim, tot despre Domnul. Adevărat, adevărat vă spun că Cine crede în mine, va face și el lucrurile pe care le fac eu. Banca va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la tatăl. Și orice veți cere numele meu, voi face pentru ca tatăl să fie proslăvit în fiul. Ce înțelegem de aici? Orice dar bun și desăvârșit vine de la Tatăl Luminilor. Și dacă vine de la Tatăl Luminilor, așa cum Apostolul Pavel zice, dacă am primit un dar, să nu ne lăudăm ca și cum am avea un merit, ci toate sunt prin harul lui Dumnezeu. Rezultatul lăsării ca lumina noastră să strălucească este de a lăuda pe Tatăl nostru care este în ceruri. Desigur că Domnul nu s-a așteptat ca lumina ce o puteau răspândi apostolii să aibă un rezultat atât de mare încât toți ascultătorii se cad la pământ și se închine tatălui. Că, și chiar cei care ar înțelege foarte bine ce înseamnă calea îngustă, puțini s-ar angaja să meargă pe ea. De aceea, Domnul, în prezent, descoperă adevărul său celor blânzi, celor smeriți, celor care ar trage foloase. Din cunoașterea bunătății și îndurării Divine. Dacă este așa, cum slăvește lumea pe Tatăl din Ceruri? Pentru că așa am citit. Ca oamenii, văzând faptele voastre bune, să slăvească pe Dumnezeu din Ceruri. Putem spune că omenirea căzută în păcat poate avea unele calități nobile, într-o măsură mai mare sau mai mică. Astfel că toți pot avea admirație pentru o viață dreaptă, dorind a o avea dar nefiind dispuși să plătească prețul, adică nefiind doritor să renunțe la avantajele pământești obținute prin multă ambiție egoistă. Putem auzi uneori zicând: Apreciez calea dreaptă, dar pentru mine este prea dificilă. A merge pe această cale ar însemna să renunț la perspectivele la care aș putea ajunge prin strădania mea zilnică. Deci, noi onorăm pe Dumnezeu, apreciem dreptatea divină și vedem umblarea dreaptă a acestor credincioși. Credem că aceasta este o viață ideală. Noi slăvim pe Dumnezeul dreptății și sperăm să nu ne pedepsească pentru nehotărârea noastră. Dar nu ne putem lăsa de lucrurile acestei lumi. De câte ori auzim aceste cuvinte? Apoi, un atar ar mai putea spune, Poate vom deveni sfinți înainte de a muri. Astfel aceștia se angajează a nu fi nici prea evlavioși și nici prea răi. Frați și surori, calea îngustă nu e ușoară. Calea îngustă e calea sacrificiului. Calea îngustă este calea renunțării. Calea îngustă este calea umilinței. Puțini oameni o găsesc. Nu întâmplător Domnul spune, strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o găsesc. În Luca capitolul 8, versetul 10 până la 12, putem citi despre pilda semănătorului. Luca, capitolul 8, versetul 10. El i a răspuns, Vă va fost da să cunoașteți stainele împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalți li se vorbește în pilde ca măcar că văd să nu vadă și măcar ca o să nu înțeleagă. Iată ce înțeles are pilda aceasta. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Cei închipuiți în sămânța căzută lângă drum sunt cei ce aud. Apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Observăm de aici că există oameni care apreciază adevărul, care înțeleg o parte din voia lui Dumnezeu, dar nu se pot dezlipi de lucrurile acestei lumi. De asemenea, citim în Ioan, capitolul 6, versetul 26, sunt cuvintele Domnului care spun un adevăr mare, 6, 26. Drept răspuns, Iisus le-a zis, Adevărat, adevărat vă spun, că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, și pentru mâncarea care rămâne pentru viață veșnică, și pe care vă va da Fiul Omului, că și Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea lui. Ei i-au zis: Ce să facem ca să săvârșim lucrurile lui Dumnezeu? Isus le-a răspuns. Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta. Să credeți în acela pe care l-a trimis El. Dacă am observat, sunt necesari acești doi pași importanți pentru a intra pe calea îngustă. 1. Lepădarea păcatului și apoi angajarea te-a face voia lui Dumnezeu prin consacrare, prin sacrificiu. Trebuie să știm că lumina răspândită de creștini a dus mult bine omenirii prin o bună civilizație și un respect pentru dreptate, o cunoaștere a ceea ce este corect și greșit, și un respect pentru Dumnezeu ca un Creator suprem. Dacă puțini au decis să intre pe calea îngustă, totuși influența lor a fost în, în mare, în omenire, spre bine și dreptate. Ce putem înțelege? Voi sunteți sarea pământului. Dacă sarea este luată de pe pământ, pământul se strică. Ce înseamnă a fi sare? Înseamnă sarea păstrează. Sarea. Nu lasă descompunerea, sarea adună, sarea conservă. Credincioșii de-a lungul vârstei evanghelice și și astăzi au această menire de a imprima în mintea ascultătorilor această dorință de respect față de Creator. Această dorință de conservare, de păstrare a respectului față de Cel ce este Creator Suprem. Astfel, începând cu Domnul și cu Apostolii, și toți credincioșii din viacul evanghelic, au fost o luminiță care a risipit, într-o măsură mai mare sau mai mică, întunericul, îndemnând omenirea la respect și reverență față de Dumnezeu. Ca un exemplu de a lăsa lumina să strălucească, îl vedem pe Apostolul Pavel, despre care putem citi în fapte capitolul 24, versetul 24. Fapte 24 cu 24 îl arată pe Apostolul Pavel ca unul care mărturisea adevărul în fața lui Felix. Și iată ce zice. După câteva zile, a venit Felix cu nevață sa Drusila, care era iudeică. A chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Isus. Dar, pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix îngrozit a zis, de asta dată du-te, când, când, voi mai avea prilej, te voi chema. Totodată el trăgea nădejde că Pavel are să dea bani, de aceea trimitea și mai des să-l cheme ca să stea de vorbă cu el. Pavel a vorbit înaintea lui Felix despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare. ascultându Felix a rămas îngrozit, gândindu-se că Pavel, trăind în dreptate, va avea un viitor glorios, pe când el, care se socotea păcătos, avea să suferă o judecată aspră. Asemenea lui Felix, omenirea simte o teamă naturală în urma trăirii în păcat, ca o răsplată dreaptă din partea Creatorului. Deci dacă cuvintele lui Pavel au fost o binecuvântare pentru Felix, punându-i păcatul în față, punându-i lumina care descoperea starea sa păcătoasă și probabil hotărârea sa de a fi mai bun cu cei din jur, sigur că aceasta, acest gest, acest sentiment îl vedem și la alți ascultători dintre omenire. Apoi, îl vedem, îl vedem pe Apostolul Pavel vorbind în fața lui Agripa și a lui Festus. După cum citim în fapte 26, 28, 29. Fapte 26, 28-29. Și Agripa a zis lui Pavel: Curând mai vrei tu să mă duple să mă fac creștin? Fie curând, fie târziu, a răspuns Pavel: Să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toți cei ce mă ascultă astăzi să fiți așa cum sunt eu, afară de lanțurile acestea. Ce-i o fi spus Pavel? lui Agripa despre bunătatea lui Dumnezeu despre planul său minunat, despre caracterul său glorios. Iată, Agripa credea în proroci. Știu că crezi. Agripa era și el cu semne de întrebare ce are de făcut. Agripa a înțeles motivul suferinței lui Pavel și și-a dat seama că suferea pentru dreptate, îndemnându-l pe împărat, aș analiza comportamentul și a aprecia dreptatea și pe Dumnezeul dreptății. În încheierea lecției noastre, nu trebuie să uităm că un verset asemănător cu cel pe care l-am analizat din Matei 5 cu 16, se găsește și în 1 Petru, capitolul 2, versetul 12, unde citim Să aveți o purtare cinstită înaintea oamenii, neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de roca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Ziua cercetării? De aici înțelegem că ziua cercetării pentru noi este vârsta evanghelică, iar ziua cercetării pentru omenire va fi în viitor. Despre ziua cercetării noastre credem că este pentru toți care s-au înrolat, au umblat pe calea îngustă și și-au simbolizat această hotărâre prin botezul în apă. Despre aceștia Apostolul Pavel scrie că dacă sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, sunt fii ai lui Dumnezeu. Roman 8:14. Întrebarea este dacă omenirea va avea o zi de cercetare. Desigur că da, va avea. Deoarece toți trebuie să beneficieze de jertfa de răscumpărare depusă pentru toți la Calvar. Despre această zi a, cercetării putem citi în Ieremia, capitolul 31, versetul 29-30. În zilele acelea nu se va mai zice, părinții au mâncat aguridă și copilului li s-au strepezit dinții, ci fiecare va muri pentru nelegiuirea lui. Oricărui om care va mânca aguridă îi se vor strepezi dinții putem spune că ziua cercetării pentru omenire va fi o zi măreață în care Satan fiind legat nu va mai înșela neamurile și că toți vor putea dezvolta ascultarea de legile împărăției, iar cine nu va asculta de acel profet va fi nimicit din mijlocul norodului. Fapte 3 cu 23. Dacă astăzi este ziua cercetării pentru noi, să ne străduim, dragi frați și surori, a lăsa lumina noastră să strălucească, influențând pe cei din jurul nostru la o viață dreaptă și la o apreciere a bunătății divine față de noi pământenii. Așadar, am văzut în lecția prezentată cele trei Teme importante. Necesitatea ca orice creștin să lase lumina să strălucească în jurul său, să nu o pună sub obroc sau sub baniță. Apoi, scopul lăsării luminii să strălucească este pentru a-l glorifica pe Dumnezeu și caracterul său măreț. Și nu în ultimul rând, rezultatul mărturisirii, rezultatul lăsării ca lumina să strălucească este îndreptarea omului, ascultătorilor, spre a duce o viață dreaptă și o apreciere și o apropiere cât mai mult de Tatăl îndurărilor. Voi încheia cu un verset din Efeseni, capitolul 5, versetul 8 și 9. Efeseni 5, versetul 8 și 9. Odinioară erați în dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Că jurada luminii Stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.